În direct, colega mea Maria Linda tocmai a terminat de gătit multe, multe bunătăți și acum îl așteaptă pe Moș Crăciun. Cum altfel îl aștepți pe Moș Crăciun? Lângă Brăduț, nu? Ce face Maria Linda? Așa este, bună ziua, bine v-am regăsit. Facem foarte bine. Avem și bradul în spate, un brad cu probleme și are și un nume, să știți, bradul ăsta. Este un brad de centru stânga. E foarte simplu să vă dați seama de ce dacă vă uitați cu atenție la el. Două zile ne-am chinuit să-l îndreptăm. Din cauza faptului că este foarte mare și foarte greu, am schimbat primul suport, am schimbat al doilea suport, am cumpărat un al treilea suport și lucrurile păreau să meargă ceva mai bine. Drept e în opoziție. Bradul tău e în opoziție că puterea e de dreapta. Acum, așa că ai intrat în opoziție, Bradu, bine că ai găsit suportul, să știi că arată foarte bine. Ce vedem noi de aici, super. E tot înclinat, adică a rămas ușor înclinat spre stânga, de asta e de centru stânga până la urmă, dar așa, atâta s-a putut anul ăsta. Atât am făcut. În schimb, am și gătit. Și acolo lucrurile au fost mult mai simple, deși mi-a luat toată ziua să gătesc, toată ziua de ieri, pentru că am terminat undeva seară foarte, foarte târziu. Am făcut de toate, să știți. O să vedem. Așa cum fac eu. Vedem poze acum, că ne-ai trimis și pozele. Da, păi n-aveam cum. Din categoria cum să te faci de râs la televizor. Da, eu nu cred că l-ai făcut tu. Eu nu cred că l-ai făcut tu. Așa frumos. Ba da, Andreea, crede-mă. Ba da, eu le-am făcut și spun, de la 9 dimineața până la 9 jumate seara am muncit în continuu la tot ce se vede pe post. Evident că nu au ieșit toate. Spre exemplu, am ținut foarte mult la rulou de brânză cu somon. N-a fost să fie, îl vedeți deja în imagine. E mai anemic, și ăsta e, dacă vezi, Andreea, dacă te uiți cu atenție, și ăsta e un pic înclinat așa spre stânga. Eu n-am gătit nimic, deci mi se pare că ce ai făcut tu acolo e demn de MasterChef, să știi. Linda, nu, e foarte, foarte bine arată. Îmi place foarte mult să gătesc și gătesc mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Nu intru în bucătărie foarte des, dar în perioada sărbătorilor de iarnă sunt doar acolo. Cum petreci Crăciunul? Cu familia, dar formula restrânsă, din motive pe care le știm cu toții. Este pentru prima oară când petrec așa, formula asta ceva mai restrânsă. O să intru, după ce termin cu voi, o să intru cu părinții mei, dar și cu familia de la Brașov și Sibiu. Deja am luat legătura cu ei și vorbeam înainte să mă contactați voi. Și o să rămânem pe Skype și o să ne petrecem sărbătorile și ajunul Crăciunului pe Skype, așa cum cer de altfel toate regulile și evident că trebuie să le respectăm chiar și acum în perioada sărbătorilor. Mulțumesc că Maria deci, Linda. Un Crăciun mai atipic. Așa este anul acesta, cu toții îl facem în formula aceasta restrânsă, să nu mănânci tot. Poate aduc ceva și la serviciu când vii. Mulțumesc că pentru o să aduc și în redacție, promit. Așa e bine, atunci te lăsăm acum. Mulțumesc că Maria Linda.